Dragii mei, Clujul este ceea ce este astăzi, un oraș, spun eu, de referință în România și în Uniunea Europeană, datorită clujenilor și datorită acestei admirabile echipe PNL. Vreau să aud ce echipă suntem! PNL! Wow! PNL! 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 La Clujeni, această echipă inimioasă politică a avut această viziune și strategie ca împreună cu toți clujenii să facem tot ce a ținut de noi și să aducem o calitate a vieții mai bună aici decât în altă parte și a fost un efort și este în continuare un efort de echipă. Fără acești oameni din spatele nostru, care de fapt sunt adevărații titori ai acestui partid, noi doar îi reprezentăm temporar, Clujul n-ar fi ceea ce este. Fără calitatea oamenilor de la Cluj, care în fiecare zi, prin ceea ce face fiecare în domeniul lui de activitate, Clujul n-ar fi ceea ce este. Venim astăzi cu această echipă a PNL-ului, spunându-vă, am făcut tot ce a ținut de noi, mai sunt multe lucruri bune care le putem face, mai sunt multe lucruri pe care să le îmbunătățim. Suntem pe primul loc în România din foarte multe puncte de vedere, suntem de referință în Europa, dar munca grea trebuie să continue. Iar cu această echipă admirabilă, plină de energie, sunt convins că putem merge mai departe și să ducem în continuare Clujul pe primul loc. Un mesaj așa pentru Clujeni, pentru ardeleni. Nu schimb calul când urci dealul. Așa că țineți minte că dacă această echipă a urcat dealul greu, l-a dus unde este, trebuie să mergem mai departe și să ducem Clujul acolo, împreună cu Alin Tișe, până cu Daniel Buda în Parlamentul European, cu admirabila echipă de consilieri locali și județeni, cu Dan Tarcea, colegul meu de la primărie și cu toți cei care astăzi pun suflet pentru acest oraș. Venim cu inima deschisă fața dumneavoastră cu lucrurile pe care le-am făcut. Le puteți vedea, le puteți analiza. Sunt 420 de milioane de euro care sunt investite aici în Cluj și cred că fac diferența. Sunt peste 4,5 miliarde de euro care sunt în lucru în momentul de față. Nu e meritul meu, e meritul unei echipe de la Bruxelles, lui Daniel Buda, de la lui Tișa, de la județ, de lui Dan Tarcea, de la primărie, a consilierilor locali și județe, fără de care nu se puteau aceste proiecte să se dezvolte și, nu în ultimul rând, meritului PNL-ului național, a guvernului PNL, a guvernului PNL-PSD, care este un partener loial și corect al acestui oraș și ne-a susținut acolo unde a fost nevoie. Dragi clujeni, dragi români, mai avem un moment important în 9 iunie, dincolo de alegerile locale. Astăzi avem 79 de ani de pace în Uniunea Europeană, dar noi avem război la granițele Uniunii Europene, la granițele României. Dacă vrem ca pacea să fie regula în Europa, dacă vrem ca război să nu intre din nou în Uniunea Europeană, așa cum a fost acum 79 de ani, trebuie să consolidăm această echipă europeană formată din națiunile europene, puternice, cu rolul fiecărei acolo într-o integrare europeană. Cei care promovează, practic, prin curente suveraționiste sau de altă natură, ieșirea României din Uniunea Europeană, de fapt aduc războiul pe continentul european, aduc ceea ce este astăzi în Ucraina, tineri care au schimbat calculatorul cu Kalashnikov-ul și, din nefericire, mulți au plecat în mormânt. Dacă vrem să avem pace, dragi tineri, nu considerați că ce avem astăzi este pentru totdeauna. Doar în ultimii 79 de ani, datorită acestei construcții extraordinare, fabuloase, și asta nu e perfectă în Uniunea Europeană, dar cu siguranță cea mai bună care ne poate aduce astăzi liniște și să putem să ne gândim cum să-i menținem pe tineri acasă, cum să avem sănătate, educație și slujbe mai bune. Pentru asta avem nevoie de forțe pro-europene puternice în Parlamentul European, de aceea trebuie să susținem această alianță PNL-PSD pentru europarlamentare, pentru că este garanția continuării păcii în Europa și accesului nostru la prosperitate. După aia, depinde de noi aici acasă să ne facem viața mai bună. Dar prima dată trebuie să avem umbrela asigurată prin furtună, să avem casa consolidată când vine uraganul, că dacă nu ai asta, totul se prăbușește. De aceea, dragi clujeni, minunați colegi liberali, pentru Cluj, întotdeauna până la capăt. Doamne ajută! Mulțumim! PNL! Mulțumim frumos! Vă mulțumim frumos pentru faptul că ați venit alături de noi astăzi. Acum suntem la muncă, suntem într-o perioadă în care, în primul rând, ascultăm ce spun clujenii, avem întotdeauna de învățat de la clujeni, sunt multe lucruri care putem să ne îmbunătățim și această perioadă va fi în principal o perioadă de a asculta, de a analiza și de a ști ce trebuie să facem mai bine decât am făcut până acum. Vă mulțumesc!